Здорово, Наташа! Шифа-шифа! Ин партенерятку Рапида Сик, Винария Ту, Авион МД, Величия Оптик Центр презентун влог экстремал Наташа Каланепал. Дой пункт зеро. Визионари плакуте! Буря дименяться, скомпи, мей, телепривитори. Я как и сентемши зыла номеру 2 с предыдущей денькадровой экспедиции Мелила Непал, Наташкала Непал, 2.0. Да, 2 с предыдущей зыли, урамасненько 2 зыли, ундява. Ши ехам серевин пемелягур ле Молдаве. După ultimele informații pe care eu le-am primit, băieței Nicări s-au dus spre Vilesbez, că deja se întorc înapoi, așa că posibil, deci e posibil ca asara deja o să ajungă și ei în Katmandu. Așa că de-am o să fie o leacă mai multe dvijuhă. Ați văzut ieri și zâncărcat era și la zoologic am fost și carte ne-am luat și m-am mai plimbat și la garden am fost. Azi numai decât vreau să mă duc să văd când e la dâns procedura aceea de incinerare. Vreau să văd încă o dată procedura de incinerare la cadavrele care se face pe malul râului și numai decât azi vă filmez, vă arăt și vouă. De dimineață mă duc să dau, că am văzut că iaca lângă hotel aici unde noi suntem, că este curățătorie și vreau să dau câteva haine, inclusiv și setul ăsta de tricouri, așa că astăzi eu nas și eu, așa, brânduit frumușel. Dar nu-i nic strașnic, pentru că acești minunați parteneri sunt în inima mea. Așa că vă mulțumesc vouă mult, Rapida Sig, Vinăria Tu, Avion MD și Felicia Optic Center pentru susținerea acestui proiect inedit din Republica Moldova. Astăzi vreau să vă vorbesc despre Felicia Optic Center, noi mei prieteni, pe care tare sper să iau pe un termen ohoho și nihaha. Eu și-amuț în minte cum... I-am scris Tatianei de la Felicia Optic Center, Tatiana, uite și ideea. Mi-a trebuit doar câteva minute să-i descriu ideea și i-a trebuit doar câteva minute să ia decizia. Și ești pe mine moșocat, pentru că deodată am înțeles că am de-a face cu oamenii care înțeleg șopaciom. Și am fost surprins, și am fost uimit și după asta au mers tot, cum s-ar spune, ca pe unt. Ne-am întâlnit, am discutat. Mi-a plăcut foarte tare servisul care este, așa că ca recomandare vă îndemn și pe voi să încercați, repet, să încercați măcar o dată să vedeți. M-am dus la Felicia Optic Center din centru, de pe Ștefan cel Mare, mi s-a testat vederea, eu mi-am ales ochelari care să nu fie pur și simplu doar sexuale, că cum vedeți, fața mea, вообще fotomodel, adevărat. Dar să fie și cu o protecție maximă pentru soare, pentru că sus acolo soarele este foarte puternic și din toate părțile centre și categoria minimă recomandabilă spre Everest Base Camp este categoria 3, care o au și acești ochelari. Ochelarii ăștia au fost cu mine și în Amcea Bazar, și la 3 mm, și la 4 mm, și la 4500, și în jos, și în sus, și în Katmandu, și în Kolb, și în drum, și o leacă de vânt acolo, și au rezistat, s-au colbăit, dar au rezistat și parcă sunt noi nouți. Eu muși dacă îi curăț și îi pun pe 3 din nou, eu îi vând ca noi. Nu, clar că nu îi vând, pentru că ochelarii ăștia o să reprezinte expediția Natasha Kala Nepal 2.0. Așa că, ca sumar, dacă nu îți poți găsi perechea ta ideală de ochelari, te duci la Felicia Optic Center, acolo o să te deservească și nu numai ochelari de soare, dar și ochelari de vedere, pentru că au o gamă extrem de largă de lentile pentru diferite tipuri de ochi, mai frumoși așa ca mine și mai puțin frumoși așa ca la tine. Ну и в фине, я каша еще эпизод номер 12. А может, мы дух сюда уханили на курацтории, до паста, он миг дежун с эти ос. Și vedem ce nou mai este în Katmandu, să vedem, să văd eu și să vă arăt și vouă.
vizionarii plăcute, nu uităm să punem likes, comentăm acolo, dă-te și că și ești de frumușică în ochelariște, scrieți, vă rog frumos, scrieți, scrieți. Vizionarii plăcute. Ну и гата, яка документ нам луат. Конечно же, как де обичей, монаиби дают нам вот кент пентру 100 де рупий 100 смослодец. Pentru că ne-au pus hainele mele la cântar cu pachetul care le-am dat și plus acolo era un kill și în sute și el l-a rotunjit la două. Mă la vezi ceva, ei lasă. Tot asta eu am dat acolo vreo 6-7 unități, m-a costat 200 de rupii. Asta undeva $1.50, vreo 25 de lei ca să le spele. Și așa și pe mâine gata la ora 5, așa că și-i sănătos. Și-i sănătos, eu mă duc să mănânc. În sfârșit am găsit, parcă-s la Dombâta, French Creperie. Eu parcă joc un quest. Aici în Kathmandu, ca să mănânci, trebuie să joci un quest ca să găsești restaurantul acela. Nu și am ajuns, iată, este blinci gluten free, всякие фреш, картопинги, breakfast, так, как это авокадо тост 500 рупий, глютен фри breakfast 600, фалафел 750, а это как дистул ди гефтин, блин, парка, да. Короче, в финал, după ce am căutat mult, ne-am ales Mountain Killer. Eu nu știu de unde știu despre mine, dar mie nu-mi place asta. Vreau să văd cum arată un Mountain Killer. Tak, să ia ca așa arată Mountain Killer-ul meu, acoperit cu frunză, crepul ăsta. Și așa în interior, caroci killer. Killer настоящий. Короче, ne-au luat niște bomboane, Snickers, mititele. De astea știți cum, tipa să vând în Celebration. Și am mâncat prima și zic, блядь, șota nu înseamnă Snickers. Și că am uitat așa câteva minute la... Și zic, nu înțeleg și... Și pe urmă am înțeles, deși nu-i ca Snickers. Ia că ne apropiem. Adică suntem deja pe teritoriu, la... Bun, ce așa luminos. Pașul patinate. Nu știu cum să special să bagă, mă ating. Nu știu cum voi. Telefonul mobil încă nu pot asta transmite, dar eu de-am simt mirosul care vine. Deci, e că am ajuns. Diferența că data trecută noi am intrat degeaba. Iar acum intrarea-i 1000 de rupii per turist. În general, data asta au apărut mai multe taxe pe care eu și-am pus să-i perceap. Tax este ora jumate la 4. Așa, cred că au rămas atâta două cadavre. Aici deja se pregătește loc pentru cremare, stățuleacă. Și azi sunt mai mulți turiști, ca sunt jos, niște ciuvași din, nu știu de unde, de acolo. Aici, pe pod, stau, te-ți așteaptă, acolo. Data trecută, partea asta de râu nu era nică, vedeți că ele sunt curate. Dacă atrageți atenție, ele nu sunt așa de arsă. Dacă astea sunt fiecare loc, reprezintă, ăsta e unii. Dacă aici, astea sunt locuri unde ele
с радиокадавлет. Дупа под партия шейлалты. Вешки, спринима же, арена де база унисар, чели мои мулти кадавлет. Так, все ка видим, кум се пригатеште кадавру спри инчинерари. Куап один рывоста. Яка радикацкая лестня. Шакума. Мадок спре чамай маре ступы. Дин Непал. Держа около касвет. Тет прочесу и стати. Ардери. Трестей. Вре трей ори. Я каша. Что-то дитат асу фос май грузова. Сок ем отникам батранеск. Chiar dacă e ora 5 seara și suntem la Oacea. Da, comparativ cu data trecută, aici ai lume de 16 ori mai mult. Și cum și-am spus data trecută și de data asta și de data asta, deja practic fiecare, ca și vrei tu să vizitezi, costă bani. În cazul la stupa asta mare, biletul de acces e 400 de rupii. Так, саму же зварит, мы прийти еще на умик, кафешка просто у закусон. Якаста и вечеру. Блять, так и влог, и влог. Нас варят на малакшери. Так. Яка кума, капшуника, ин Катманду есть хард-рок кафе. Да, бей, ассоциируется и с Россией, нума. Есть хард-рок кафе, ши типа, еще есть бургеру Месси. Ну, кем плащи Месси, да, кем плащи бургеру. Так, шчу кому-то с Маураска, да, шти с комната, шика арневой дирябельдари, а шек... Așa că hai să vedem și este aici. Taa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 a
2050, 1250. Дям оляка май скум. Да, кілька бургеру лумесіра, мила динсу, кости, поміше, суті дірупій. Ну, ще як тели фрумушелу, ну, ж так і фрумушел за луну. Месі бургер. Смаєрті підпіщищені. Сперх вой то там уща вам мукац, пофта боне. Не відєм пісті, ну, що, 30 секунд. Так, спина музика с оприт, там розвива майорит. Și este aici costumașul Lady Gaga. Так, mai departe. Prins. Fix. Так, mai departe. О, Rihanna. Да, fix așa, numai că e XS, блядь. Так, гитара de la Metallica. Прикидало Бритни Спирс.
și tipa încălțămintea lui Michael Jackson. Și încă o ghitară de la Led Zeppelin. S-a terminat Hard Rock Cafe și alături este un barcic Opium. De-a-mi-e clar și e acolo. Cum arată reprezentanța oficială la Bentley în Nepal, care vinde tufli. Ia că este așa frumoasă. Albi cu botul pătrat. Cum poartă ăștia de la Pro Immobil, e ca fix. Bentley. Uhuhu, ну și, scumpi mei televizori, iaca așa se termină ziua numărul 12, adică nu chiar așa, am ușa să-mi pun un filmuleț și am să adorm ca un îngeraș sub ochelașul ăsta gros. Ziua, ați văzut, a fost tot interesantă, am fost și pașupate, ca să vedem un proces de incinerare a unui cadavru, după asta la stupa și mare, după asta la Hard Rock Cafe, după asta mai fost la o cafea, tot așa, hop, ce ziua, blядь, a trecut, capiața aici, na echipe, ca nici cum s-ar spune, acum eu înțeleg pe părinții, nu? Ajungem la etapa vieții când noi înțelegem pe părinții noștri când îi zic că numai s-au întors și le-am jumătate ziua trecut. Cam așa a fost și la mine, plus cu transportul încolo vreo oră, încoași vreo oră și tot așa. Trebuiau să vină colegii noștri astăzi, dar s-au reținut în Lucla. Azi eu o să rămân în Lucla și deja mâine o să vină și o să fie reuniune de familie și mâine noi azi dansăm și azi cântăm și azi chemăm și elefant. Căruci fix ca în filmele astea indiene, mâine și bă, vasăidinienii asimie. Și cu ce mie s-a memorizat ziua asta? Nu știu cu ce s-a memorizat, dar am făcut niște foci tare clasne. Intrați numai decât pe Instagram-ul meu și uitați-vă și fotografii prosto. Doamne ferește. Adică, Doamne ferește. Adică, Buda ferește. Foarte frumoasă. Foci făcut cu telefonul mobil. Nu eu că la mine. Nu, ce nu mai face așa foci? Clar că numai eu. Așa că nu ne rămâne decât să spun numai un mare mulțumesc scumpilor mei prieteni, Vinăriatu, Rapida, Sig, Avion MD și desigur Felicia Optic Center, pentru că azi era episodul dedicat la Felicia Optic Center, pentru acești minunați sexuali ochelari care prosto s-au făcut pentru mine colecția Mont Blanc. Nu Mont Blanc, ca să înțeles, da, Munci și eu am ales Mont Blanc. Se vede tare brutal, tare sexual și, blin, cât de stupid n-ar suna, dar e ca chestiuța asta, e ca chestiuța asta care ține ochelarii, capet și m-a ajutat. Pur și simplu, capet, e ca nu știu, pentru că dețele trecute eu mereu trebuie să scot ochelarii, să-i pun în buzunar, să fac o poză sau să filmez. Pe urmă punem iar ochelarii, pe urmă iar vedem ceva interesant, dăm ochelarii jos, pentru că filtrul de la ochelari și versus ce ești tu vrei să fotografiezi diferă. Și e ca așa ea, țac, 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 țac. Nu chiar așa, dar în fine. Și zic, все, ia că îmi trebuie un upgrade, și așa, așa că mersi foarte mult echipii de la Felicia Optic Center, mersi mult, Tatiana, pentru că m-ai sfătuit. Asta e capeț, ia că așa o chestiuță miticuță, dar m-a scapat, de Doamne ferește. Nu știu, vă mulțumesc mult, vă pup, sper că mâine iarăși să avem o zi interesant, frumoasă, captivantă, poate totuși să ajungem la club, ne-am așteptăm restul să vină și să ne reunim. Vouă nu vă rămâne decât să puneți like, să comentați, să distribuiți acest minunat, fantastic, cum am zis eu acolo, extremal vlog, căruce, Natășca la Nepal. Vă mulțumesc. Bună dimineața, scumpii mei, adică... Короче, блядь, я постоянно уйд головой в обсара, да, на мини дименяца. Инфини, более дименяца, скумп имеете ли бритвой. Я как и еще эпизод номер 3 с призвичей день кадру влог экстремал Наташи Каланепал 2.0, да.
Astăzi sper să ne reunim cu echipa care s-a dus totuși spre Everest Base Camp. Ieri a rămas în Lucla, azi și ieri o reuniune, dar că după masă. Acum repijor, am făcut o băieță frumușel, cheptănat, parfumat, uitați-vă și nătă și că frumoasă aveți, uitați-vă, uitați-vă, una așa, una. Și acum mă duc să iau micul dejun și acolo de mă să-mi beau pastilele mele. Azi este ultima zi când trebuie să mai beau pastile care ni le-au dat de la spital. Așa că poate băut cafea. Sper că și astăzi o să găsim ceva interesant ca să vă arăt vouă din Kathmandu. Am mai găsit acolo câteva locații, așa că numai decât a să ne le ducem. Мыне дям аз не душим ин Бахтапур, дям му ругат пацани, кари аза си вин, кад это шо кати рог на врем кутини, зик, ладно, блядь, аз си мержец. Аша ка мыне дям аз не душим ин Бахтапур, аз май петрешим зо ин Катманду. Ну шка рубрика ноаси контину, аз из есть он эпизод дедикат, адика интро чест эпизод есть дедикат, приятен лор мей avion.media. Avion.media. Ну, я кред, что и клар. Ну, я и клар, к чему окуп фирма. Я, конечно, плачу, как компания. Клар, что четко пули денумиря бренду, рефлекты, что я к чему окуп. Я уж амуцин минти, как вам ворбит, к экипа лор, к парамисли Домна Родика, Шансунат. Și în prima zi, ia că, uitați, nu mă sun și spune, ia că am o ofertă interesantă, vreau să mă duc în Nepal, vreau să mă ajutați să zbor, bla, bla, bla. Și-o zic, Natașica, vine mâine la întâlnire. M-am dus la întâlnire la ora 11, la ora 6 seara, de-am mi-a luat bilet. Nu cum să nu lucrez cu așa oameni? Așa că mulțumesc foarte mult că m-ați susținut și că ați fost cu mine și m-ați ajutat să găsesc această cale, escală, și tot așa, foarte comod și să nu am eu bătaia asta de cap. Așa că vă îndemn și pe voi, scumpii mei telepriviitori, dacă asta e mesaj special dedicat la cei care nu prea sunt mari zadroți cu călătoriile și care nu vreau să aibă ghimăroi în cap cu toate plecările, cu check-in, cu check-out, da și bagaj, da și cât bagaj. Da cât trebuie să aștept, da unde să mă duc, da la care aeroport, da și documente să am, da trebuie viză, da nu trebuie viză, da hospădii, câte întrebări ca numai eu am, înțelegi? Sunați la avion.media sau intrați pe site și ieți vă deservească pe nota 10. Dacă aș fi probleme cu dânsi, înscrieți nie și eu să mă clarific cu dânsi, da? Plus la asta, dacă aș fi client ideal, eu după câte știu, ți-ți dă o cartăcică VIP, cartelă VIP și tu gata, tu ești băiat de lor, tu ai deservire practic 24 de ore, așa că din partea mea eu nu văd probleme. Deși tu să ai problemele astea în cap cu tot ce am zis eu, check-in, check-out, bilete, documente, xerox, trebuie, nu trebuie și bla bla bla. Dacă prostă sună acolo, avion MD, bună ziua, Chișinău, Berlin, Chișinău, Padova, nu știu, sute de destinații și gata, băieța s-o ocupe cu tot ce trebuie. Așa că mulțumesc încă o dată avion MD, stimați teleprimitori, scrieți și voi acolo, mulțumesc avion MD că l-ați trimis pe Natasha în Nepal. Și-o dacă pe mine azi văd că ce-o mă rupe. Este ora 10 în Nepal, la ora 8 sau 9 ești atât încât dorm, așa că n-are rost să duci, să izghești, să mănânci ceva, sincer. Asta pentru mine a fost șoc. Ei lucrează până târziu, dar nu lucrează de vreme. În fine, pentru azi cam asta intro, nu putem spune mulțumesc, plătesc partenerii mei, cum a fi RapidaSync, avion MD, Felicia Optic Center, da, și vineria Atu. Vizionare plăcute, scumpii mei teleprivitori. Scumpul meu coridoraș, de-am știu piderost. Deci, ca și vă spunem, este ora 10 și lucrează mai puțin de 50% din magazine. Majoritatea încă... Ia uite, acolo... Vedeți? Ora 10. Nu băieți, asta nu-i bere. Ia ca și arată un Grand Latte în Kathmandu. În Kathmandu. Grand Latte. Parcă e o cană de kvas, blядь. Короче, ca să știți și voi și pe urmă să spuneți mulțumesc pentru ăștia care a să vină în Kathmandu, chiar în centru, ca, ca orientire este magazinul de North Face, deasupra este Himalayan Java Barista. Eu cred că asta a fost cel mai normal local din tot Nepalul.
unde se vinde cafea și poți normal să stai. Și cafea. Cu părere de, adică cu părere de rău, pentru amatorii de cafea bună, bla bla bla, Nepalul parcă poate nu e cea mai bună destinație, pentru că aici preponderent oamenii beau ceai. Dar e ca așa, în blând, am găsit un locușor bunișor. Așa că când ați știți aici, să faceți un selfie și să trimiteți mie. Tare bunișor. Iaca cum arată o zi de sâmbătă, foarte puține mașini, foarte puțin trafic, foarte puțini oameni, foarte puțină gălăgie. Tak, sunt cam ajuns într-așa o clădire frumoasă care se află în centru. Hai să vedem cât costă biletul, adică biletul știu că costă precis vreo 1000. Iată, Other Citizens 1000. Iacă vedeți așa, pensionieri gratuit, copiii până la 9 ani gratuit, studenții nepaleși 50 de rupii, cetățenii nepaleși 200 și străini Other 1000. Так, am fost aici, destul de прикольно, cu părere de rău, la intrare se impune să ieși toate device-urile, rucsacurile și n-am putut să filmez. Dar dacă să aveți posibilitate, să nu vă și jele de 1000 de rupii ca să vizitați acest muzeu. Următoarea destinație, Muzeul Național Nepalez, care se află undeva la 25 de minute cu mașina până acolo. Ca să știți orientativ, eu îți vă recomand să vă descărcați aplicația Taximandu pentru și pentru ca să puteți să vedeți estimativ cât costă biletul, adică estimativ. Tu îți pui unii ești, unii îți trebuie și el îți arată chiar că costă 400-500. Și atunci când tu oprești pe cineva din drum, pentru că majoritatea taxiurilor, chiar și motociclete, tu poți să le prinzi din drum. Ridici mâna sus, ei se opresc, tu le spui unii îți trebuie și îi spun un preț, tu zici ceva, chiar că eu sunt gata să dau atâta. Și ei cedează pentru că ei înțeleg că tu înțelegi prețurile. Și te duci, e ca așa, frumușel. Nu și e ca și Muzeul Național, și aici e combo, aici e Muzeul Național, vis-a-vis Muzeul Militar. Să vedem dacă și bă timp, intrăm și încoași. Normal, ia ca prieturi normale. Aici la Muzeul Național pentru studenți 10 rupii, pentru dealora, adică dealora 50 și pentru străini 150 de rupii. Așa că ia ca să dăm mai moldavski prieturi. Și iată în prima sală, ne mă treia oară, blăi, filmez video ăsta, avem e ca așa pleci din chiatră, care datează din secolul 6-7, găsite în regiunea Katmandu. Iaca asta e Jayavarma, regele lor, care a fost descoperit în mai 1992. Tac, în fundamentul unei case din Katmandu. Asta e mărimea lui reală, deci el așa arată. Nu cum, nu din chiatră, îmi dirii, blei, statura lui. Dacă acum să vă citesc fiecare sculptură. Sailaputri, Brahmacharini, Chandrakanta, Kusmanda, Skandamata, Katayayani, Kalarartri, Mahagwari, Siddhidatri, Siddhidatri, da. Așa că exponatul ăsta se consideră cel mai vechi din sala asta, datează secolul I, matrica. Asta pe când Iisus Hristos îmbla cu așa 12 druji, ia că aici adeam aveau cultură. E că ne-i place ceva cu ăsta. Din gură are foc. La fel înconjurat cu foc. Dacă cu așa un stăicioc. Uite câte mâini are.
4-8 mâini. Și fiecare mână și ceva țăni. Secolul 14. Mergem mai departe. Un taur, la fel, are vreo 8 picioare. Tax. Tot e secolul 14. Nu de-am voie să înțeles ce faci taurul cu femeia asta. Tax, uitați-vă și exponat bunișor. Foarte mare. Cu un disc în mână. Diferit ea ca feț, așa. Cu un cristal. Secolul 19. Haya griva lokesvara svagata mandala. Прича сам цели. Еканой мы не идущим им Бахтапур. Шаистей Бхупатиндра. Бхупатиндра. Уфост реджили Бахтапурлуй. На периода медиевала. Ека мы не звездеем, чей факуто кола, блядь, коровшала. По проекции. Тем плодим Бахтапур. Не топал. Мыни азвеларет ин реалитать. Май департи, ланой урмязе Буддист Арт Галлери. Ну, ще яка дупа теории лилор, айч сарфи наскут Будда. К парир дрэв локация аста сафла ла 200 километри дила Катманду. Așa că eu n-am să mă poduși ca să întrebească o zi încolo, să merg și o zi înapoi. Iată, aici e locația asta, unde, conform nepalejilor, adică nepaleja, sunt convins că Buddha s-a născut atunci pe teritoriu. Tax, aici este încă o sală cu obiecte care au fost cândva furate din Nepal și adus temporar de-am înapoi. Статуя Лубуда дин Нью-Йорк. О, яка ж тема мея убита. А мы сейчас здесь монеди авьёи. Яка ж авим ноя ищ. Кува примили монеди, так аж аспоти дзыс. Карьера утилизати. Примили. Культур. Так, так, так. Сатя монах спуни к офос фолосити. Ca monedă de schimb în perioada antică din Nepal. Ia ca ceva mai, am vrut zic mai modern, secolul 5-6, cum arată. Niște bucățele de metal tăiate. Nu cred că se mai văd desenele pe dânsele. Ia că acolo scrie Punch Market, Coins of King, Хавишка, так, small coin, the smallest, якась та ще мімика, Java coin, 53, 0.004 грамі, шерхолаше аж скрій, отац затін, world's smallest silver coin, ще мімика монета держент, ну ще якаша, типа, арарата, prima monedă de argint tipărită în Katmandu. Are 10.349 de grame. E ca așa o metodă de a evalua banii monedele nepaleze cum erau schimbate în Tibet. Și câteodată erau tăiate în bucățele. E ca încă un exemplu cum monedele erau tăiate. Împărțeți bucățele. Iar aici avem prima monedă nepaleză. Nu în Katmandu, dar nepaleză. Deci, și avem noi aici, undeva la 138 de kilometri de Katmandu, a fost o administrare miticuță Dolakha. Bla, 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 bla. Pe urmă s-a făcut un regat independent. Și regele Indra Singh au emis prima monedă în istoria lor. A fost emisă, cum v-am spus, Nepali era 666, dar după noi 1545, după Hristos,
Și are 11,6 grame. 11,6 grame. E ca și niște bancnote mai vechi. Adică este sunt și acum, adică este sunt acum cu 500, dar partea verso precis nu e așa. Nu știu să mă uit. Da, cu se că cum arată 1000 cu elefant și pe verso un munte. Aici 1000 e că cum arată. Nu, s-a schimbat, da? Так, ce avem noi aici? Avem o bucățică mică de steag nepalez și o bucățică de rocă. Cum credeți de unde? De pe lună. Iată așa, astronautul din misiunea Apollo 17 a luat cu dânsul o bucățică de rocă și totodată steagul Nepalului s-a dus până sus și a făcut cadou regelui Birendra Bir Bikram. Скрит вой, кум кредит, чей аста? Чей аста? Фацкий, убейте меня. Я как каша рад, что музей у Поля Чудес. Эка, фиг, Саша. Сарашили. Так, aici avem o sală, un coridor care reprezintă viața, viața cotidiană din diferite perioade. Eu aici просто schipuiesc. Так, etnic grup, grupul Taru, diferite popoare care trăiesc. Magar. Так, mai departe ce avem? Poporul Kami. Еще попору лимбу, лимбу, камаша типа троев. А еще мы для суд шерпа, яка еще кари дукан скинари генерации, генерации, ж генерации тец приверест. Так, алт попор сатар, тот, это ша, мои партия вем сарки, сарки, мои партия вем таманг. Таманг, mai departe avem Гурунг și Дхимал, Дхимал, так, și aici Ньюар, Ньюар. Încă o chestie care eu nu pot să înțeleg nici o logică, am fost și ne-a lăsat aici rucsacul, că nu dau voie, tipa. Zic, ok, și că ne uităm la numerotarea. 90, 50, 70, 17, 89, 58, 22, 15, 097, 97, 091, 13, 25, 4, 62, 022, N93 și U12, U78, 3, 93, N21, 75. Ну давай, гășiți, what the fuck se întâmplă aici? De la muzeul, muzeul național, tare aproape era stupa asta cu maimuți în care am fost prima zi. Am venit încă o dată aici ca să fac niște poze după ploaie, așa că... Și acum urmează o coborâre bruscă în jos. Afară s-o pot omorât, e ora 4, deam, e fric. Cred că deam au ajuns și pațanii din Lucla.
Trebuie să mă duc numai decât să cumpăr azi suveniri, că nu cred că mâine să am timp. Короче, дакша вас не вопащит гриш, в казу, в каре звенит вред 10 сал, то 10 зили, шавец хайни диспалат, ну, вопащит гриш диспалатуры, а звенит асласат хайни диспалат, у сута ди рупий пер килограмм, пер килограмм. Шин трозыцы виспал. Все. Матика есть и вред черемонии. Dar eu n-am crede, trebuie să mă duc să mănânc kebab. Ui, блядь, mă trage acolo! Так, noi ne-am reunit cu brigada, ea ca brigadierii, doi, zdarova, băieței. Так, și asta? Eu parcă văd, din porțile astea, văd că noi să mai mâncăm azi. Here, my maybe. Yes. О, нифига себе, блядь. Thank you. Я каза Непал и о сарбатуаре. Вы держа звезут маскота, ще каримерже прин центру. Это факут дин орез, маденька. Чева крупа. Коло фасоли. Пашь маша. Еще классный телефон амью. Și înainte de bilot, fațani mănâncă niște vitamine, pentru că știu că au de mâncat și de mâncat, ca să mai ajungă. Am ajutem. Așa vitamine trebuie să împințați gram, doamne. Fără. Nu. Oh, nu știi, ei. Bună seara, scumpii mei telepriviitori. Iată că vine spre sfârșit ziua numărul 13. Știu că foarte tare v-a plăcut și ați vrea să mai meargă încă, dar cu păreri de rău, asta e situația. Este deja ora 8:30 seara. Ne-am întâlnit în sfârșit cu pațanii care trebuie, adică ei. Asta și e de dureros. Ei au fost totuși, au ajuns spre Everest Base Camp. Astăzi au ajuns cu bine în Kathmandu. Au avut și un drum tare lung din Lukla încoace, pentru că sezonul de a urca spre Everest Base Camp și în general spre Everest scade. Adică se termină. Sezonul deja pe perioada de iarnă nu este sezon. Adică sunt niște extremali care se duc acolo, dar nu este sezon. Zboruri mai rare spre destinația Lukla și din acest motiv ei au venit mai târziu. Totuși, azi a fost o zi tot pricolne. Azi am văzut, am fost la muzeu, am văzut tare multe chestii clasne care nu știam. Am fost la, încă o dată la stupă, am făcut iarăși niște foci clasne. Intrați numai decât pe Instagram și vă uitați și nu uitați să puneți like, să vă abonați și să scrieți, dar așa că și foci clasne îi faci. Am făcut o poză specială care eu o pun în lentă la mine pe Instagram, așa cu capul în jos,
la fel ați vă uitați și asta o apreciați. Am fost și am băut și cafea gustoasă în localul ăla care, de care v-am spus. Am mai fost încă într-un muzeu, dar cu părere de rău, noi acolo am pierdut vreo 2 ore, ne-au uitat tare clasne, dar cu părere de rău n-am putut fotografia, filma, pentru că, blin, nu-ți permite, trebuie să-l lași totul la intrare. În drum, deja spre casă, am găsit, am dat de un festival cacoita de-a lor, și am filmat și ne-au uitat și străzile erau închise. Apropo, Kathmandu, orice, cel puțin Tamil, zona de centru, ar fi mult mai clasne dacă ar fi fost pietonală. Nu vreau să-i dau așa idei la primarul lor local, dar ar fi fost mult mai clas, n-ai merge ușor, comod. Trebuie să-i tragem o partidă de cărți înainte de culcare, dar pățanii s-au băhlit că au avut un drum larg, au avut un drum lung și suntem de mine, știu cum joc eu bilot. În fine, mâine, tăți împreună frumos de mânuță ne ducem spre Bhaktapur, așa că mâine să mai rătăm ceva. Încă frumos, dacă aveți, îți pare că e cam câteva zile în Kathmandu, dar de fiecare dată descoper ceva nou. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Like-urile voastre, comentariile voastre și distribuirile voastre încălzesc sufletelul meu. Nu uităm să spunem mulțumesc partenerilor mei. Felicia Optic Center, Rapida SIG, Vinăria Tu și desigur Avion MD, pentru că astăzi am început cu mențiunea la Avion MD. Mulțumesc mult echipei Avion MD care m-au ajutat să găsesc escală din escală, escală în escală și tot așa. E ca peste 2 zile eu plec și iarăși tăt zborul din Kathmandu până în București îți dureze 15 ore. Adică eu aș trebui să aștept numai 4 ore în aeroport. Fantastic. Pentru că alți pățani care vineau prin alte escale trebuie să aștepte mult mai mult, așa că asta e un punct foarte important, trebuie să vedeți atunci când faceți o bronare cât timp aveți de așteptat. Și astăzi deja e ca la urmă, știți cum am descoperit aplicația asta internă de care se folosesc toți Kathmandușți, nici nu știu cum se numesc locuitorii capitalii. Nu și cam asta pe azi. Mulțumesc încă o dată că ați fost cu mine, că sunteți cu mine. Nu uitați să distribuiți, comentați și să mă susțineți. Cu cât mai mulți susținători, cu atât mai multe mimimi și nihaha la voi în lente. Noapte bună, scumpi. Eu cam precis noapte bună, că și eu mă culc și deam și la voi târziu. Noapte bună, scumpi, mei televizori. I am a disco dancer. I am a disco